Ok, v-am arătat ce se întâmplă în Bulgaria. Acum să vă arăt, tot din presa străină, ce se întâmplă în Ungaria. Ungaria este deja la next level, la pasul următor. Ungaria este liberă de toate constrângerile, scrie informare din Italia. Ungaria este liberă de toate constrângerile bancherilor. După ce a obligat, după ce a obligat să părăsească țara, pe cei de la femei, națiunea ungară tipărește acum bani fără datorii, scriu italienii. Ungaria este la un pas de a face istorie, ungurii nu vor fi obligați să plătească dobânzi exorbitante băncilor centrale, private și responsabile, scriu italienii. Și mai zic, bă, guvernul maghiar și-a asumat suveranitatea asupra propriei monede. Și emana și acum tipărește monedă fără nicio datorie și cât de mult are nevoie. Și este un citat foarte... Hmm. aș fi să fie și pentru România citatul ăsta. Cu Ungaria eliberată din cușca de servitute a proprietarilor de sclavi de datorii externe, nu e de mirare că președintele Băncii Centrale Maghiare, conduse acum de guvern, a cerut femei să-și închidă porțile la Budapesta. În plus, procurorul general, după modelul Islandei, a acuzat trei foști priminiștri pentru datoriile penale care au aruncat națiunea Haos economic. Asta fac unii. Aici este o fotografie de ieri, când oamenii i-au plâns, i-au celebrat pe cei care în 1956 au luptat pentru o Ungarie liberă. Știi de ce îți arăt poza asta? Dă o mare să se vadă. Pentru că mi-aș dori foarte mult ca și noi în 22 sau în 23 decembrie, când vrei tu, să putem ieși pe străzi, sute de mii de oameni și să, nu știu ce să faci, să, ca la un părăstas național în care zici, bă, hai totuși să nu uit pe ea care s-au pus atunci la Continental, la Timișoara, la Cluj, peste tot în România, s-au pus împotriva comuniștilor și a securiștilor. Înțelegi? Noi nu ieșim așa pe stradă. Pentru că noi am uitat să ieșim așa. Știi de ce am uitat? Pentru că îmi și scriu oamenii, în timp ce al, ai noștri pleacă din partide la putere, ăștia, ai bulgarilor, ai ungurilor, Orban Victor, nu uită de unde au plecat. Știu că datorează ceva oamenilor care i-au ales. Și atunci poate să insufle un lider cu viziune, poate să insufle unui popor o anumită etică a străzii, o anumită etică a amintirii, o anumită moralitate istorică. Nu uita de ea din 56, nu uita din, din Nu uita pe aia din 1989. Înțelegi? Și uite ce o să fac aici. Ca să-i enervez. Ca să-i enervez că oricum nu le pot face nimic la tovarășii politicieni. Ca să-i enervez, o să fac asta. O să caut pe net. iar așa, uite. Ce o să caut? o să caut așa. Bulgaria. Uite, Bulgaria, țară. Știi ce o să fac? Spune ce o să fac. O să zic like. Bun. Like. Știi ce mai caut? Victor Orban. persoană publică. Dăm și aici un like. Aștept momentul când voi spune, băieți, vreau un nume de politician român care este la putere să-i dau un like. Vreau să fiu alături de el și pe internet și prin ce vrei tu. Și pe stradă, când mă gândesc la 1989, vreau să știu că eu sunt în stradă și datorită politicianului român, care mi-a dat speranța că dacă nu uit de 1989, cum nu uită ungurii de 1956, dacă nu fac asta, dacă nu pun uitarea, s-ar putea ca nici alții să nu uite de mine. Că țara, că vrei, că nu vrei, merge, merge din generație în generație, înțelegi? Ca acolo la cum e ce, la sportul ăla, la ștafetă. Înțelegi? La noi, culmea, dai ștafeta politicianului român, fură ștafeta tată. Iar munce să cumpere o ștafetă, să faci o ștafetă. Iar eu dai politicianul român, iar rămâi fără ștafetă. Luai ar dracu, tată. Ăștia fură ștafete. Ăsta este politicianul român. Mi-ar plăcea, la nebunie, să văd politicieni români și o să nu mai pot face emisiuni, că o să-mi spună, bă, acum degeaba nu mai ai haz. Lucrurile merg bine, profesorii au salarii mari, îți reamintesc că în Ungaria tocmai s-au mărit salariile profesorilor cu 3 și 4% și să mă de afară, să zică pe băiete, România merge bine, criticii ăștia ca tine, gică contra ăștia, nu mai au ce căuta, apucă-te și fă ceva. fă instalator, fă-te zugrav, fă fermier, ceva, înțelegi? Dar nu o să apuc eu vremurile alea. Cum nu le-au apucat nici bunicii mei, nici străbunicii mei. Pentru că România niciodată n-a fost altfel. Asta te omoară. Că dacă ai ști măcar o dată, înțelegi? Dacă ai ști, bă, uite, o dată o mers foarte bine România. Dar de fiecare dată când te uiți, când o mers bine România, culmea, românii nu erau la putere. Erau nemții. Regii nemți. Pentru că, uite, exemplu. Cea mai scumpă autostradă. După Bechtel, cum a ajuns șoseaua Sebeșturda să coste aproape 15 milioane de euro pe kilometru. În vară, Sebeșturda costa 500 de milioane de euro. Toată. Cu tot cu 10% neprevăzute. Cu tot cu 10% neprevăzute, scrie ziarul financiar. Din vară până acum, că e octombrie, prețul s-a dublat. Nimeni n-a dat niciun răspuns. Înțelegi? Nici un răspuns. Și zice, Compania Națională de Autostrăzi din România a scos la licitație construcția autostrăzii Sebeș-Turda în iulie la un cost estimat de 554 milioane de euro. La finalul săptămânii trecute însă, Guvernul a adoptat o hotărâre de modificare a unei alte hotărâri din 2008 ca să aprobi cât? 1, 0,3 miliarde de euro. Și atunci, noi despre ce povestim? Pentru că, nu știu ce să mai zic, pe de o parte era vorba, bă, lasă-i dracului să fure numai să gate autostrăzile. Pe de altă parte, ei dublând prețul, nu sunt stare să le facă. Dacă te uiți pe harta europeană a autostrăzilor, o să vezi că suntem de râsul curcilor bulgarii au făcut cu firma Actor, nu știu care e aia și de unde vii, dar mi-a rămas în minte firma, cu 2 milioane de euro kilometru. Noi facem cu 16 milioane de kilometru. Aia de la Iași, la Târgu Mureș, care are doar o parte a munților de traversat, au cerut pe Iași că 30 de milioane de euro pe kilometri. Când croații unde ei stâncă în Croația, au traversat toată țara cu autostrăzi de până la 7 milioane de euro kilometru. La noi de zăpezirea, că e două, trei, patru luni pe an zăpadă, costă de trei ori mai mult decât costă în Finlanda, unde e șase luni zăpadă pe an. Înțelegi? În Suedia costă de 5 ori mai puțin decât la noi. În Islanda, care e lângă Groenlanda, e numai zăpadă acolo și vulcani. Înțelegi? Costă dezăpezirea de două ori mai puțin decât în România. Pentru că în România aș face la firmă și după a dă telefon la partid. Nu mă, ne-am făcut firmă. Când intră la guvernare? Nu intră acum, mă duc la ăla, la, la guvernare. Și când vine ăla la, care sunase prima dată la guvernare, merge la el. Băi, afacerile sunt afaceri. Zic cât. Înțelegi? Pentru că așa se fac afaceri în România. Știu. Mi-ar plăcea să n-am dreptate. Uite cine te conduce. Ministrul Muncii vorbește despre șomajul în rândul tinerilor. Și ministrul Muncii zice, județul Timișoara. Așa, județul Timișoara. Nu județul Timiș, nu Banatul, județul Timișoara. Pentru că așa este un dispreț total. Și ți a mai explicat de unde vine disprețul ăsta. A ajuns la putere generația care n-a citit în viața ei o carte au ajuns generația la putere, generația aia din ultima bancă, aia care nu învăța nici, niciodată nimic, aia care copia la toate extemporalele, aia care a făcut facultate pe ouă și pe găini, aia pe care dacă o întreb ceva, nu știe nimic, nimic de cultură. Înțelegi? Asta este arta autostrăzilor. O vezi? Că îți place, că nu-ți place. De aici încep autostrăzile. Din Ungaria. Bulgaria încă nu este prinsă și au terminat autostrada așa și autostrada așa. Noi avem să meargă Bucureștiul, miniștrii de la București, la mare și un pic la munte. În Cluj-Napoca este, cât i-o fi scăpat la ăla pixul care a făcut harta asta, un pic. Sunt 50 de kilometri. Înțelegi? În rest, uite-te, în caz că n-ai fost dincolo, uite ce înseamnă autostrăzi în Europa, rețeaua de autostrăzi. Uite în Ungaria ce înseamnă rețeaua de autostrăzi. Îți aduc aminte, asta până la Debrețin, a fost o ședință comună, mi se pare, la Oradea, a guvernelor română, române și maghiar. Haibă să vedem cum legăm și infrastructura de la noi la voi, că voi sunteți legați după aia cu Viena, cu, cu tot, cu Europa, da? În timp ce ungurii au ajuns la Debrețin cu autostrada, după patru ani, partea română nici măcar nu făcuse studiu de fezabilitate pentru drumul rapid, satul mare, baia mare. Înțelegi? Despre asta e vorba. Pentru că nu s-au înțeles la pens, la money, la bani. Și după aia mi se spune mie că trebuie să fac ce. Și după aia vine ministrul muncii care vine, dragă, județul Timișoara, du-te tu județul Timișoara și județul Cluj-Napoca, nu-i așa? Și județul Turda, județul Târgu Frumos. Pentru că e dispreț. Disprețul nu vine din faptul că ar urâi pe cutare, pe cutare, pe cutare. Disprețul vine față de propria ai meserie. Adică și ce dacă am spus județul Timișoara? Ia vă mai lăsați-mă, astea sunt rahaturi. Înțelegi? Așa gândește un astfel de om, probabil, care își permite în fața unei, mulțimi să vorbească despre județul Timișoara. Un dispreț total față de, față de menirea ei acolo. Asta face doamna Câmpianu. Doamna Câmpianu ea celebră care a rotit de atâtea ori pe unul într-o săptămână până a ajuns șef. Înțelegi? Nu avea la treabă cu nimic. O să-ți arăt într-o zi evenimentul zilei, să vezi ce -aia. Bun. Și ajungem la ce? La ce, ce le zic, ce zic lujenii lui Dragnea. Că descentralizarea lui Liviu Dragnea va transforma țara într-o adunătură de feude. Într-o adunătură de feude. Pentru că Regionalizarea, așa cum o văd ei, este o regionalizare la presiunea baronilor locali. Vrea ăla de la Constanța să aibă portul și impozite speciale pentru jocuri de noroc? Le-a arătată că ăla vine și spune, bă, dar nu te mai votez eu acolo. Știi tu când manevrezi o... voturile în interiorul partidului? Vrea ăla de la, de la Pitești, Pendiuc, să facă o chestie? Păi așa se face tată vrea ăla la de nu știu unde, nechita de la Iași. Ei practic fac regionalizarea cu ochii la poli de putere internă. Poli de putere din propriile partide. Și atunci de-aia zice, îi zic cei de la PDR, Tișe, sau Tișe, cred că îi zice, băieți, este o adunătură de feude. Pentru că tu nu poți compara ce vrea să facă Dragnea cu tot felul de șmecherii teritoriale, nu poți compara asta Regiunile istorice. Sigur, o să vină să spună, ați văzut? Păi da, nu vrem să facem regiuni istorice, că e secui. Secui nu ies de bine. Secui ies ca să-și apere niște tradiții. Secui ești ca, ca să-și apere puținul ăla cultural care i-au făcut chiar și în vremurile astea de restriște să fie pe plus. Degeaba vin să spun, vai, dragă, dacă am dat autonomie țării secuilor ar muri de foame. Nu e adevărat. Ei sunt pe plus. Ar muri de foame, dragă, tovarășul Dragnea, dă în harta aia altă, județul Teleorman, pe care l-ai păstorit dumneata. Pentru că în timp ce Mureș, și Arghita Covazna sunt pe plus, primez mai puțin bani de la buget cât de cât dau. Uite, Teleormanul tău de 100 de euro și primește 143,3 Atât de bine ai gestionat. Și a covis să-mi spui, lasă-mă că știu eu ce să fac cu România după ce n-am știut să fac cu un județ. Înțelegi? Și dăm harta altă. De ce crezi că sunt mai puțin importante, apropo de weekendul ăsta, când vor ieși, eu sper 200 de mii să iasă de secui, dar să fie din secuii mei și români, și unguri, și nemți? Eu țin la asta, ca să dea un exemplu. De ce crezi că sunt mai, mai, mai puțin importante uh, tradițiile secuilor decât tradițiile moroșenilor, ale clujenilor, ale bucovinenilor, dobrogenilor, bănățenilor, crișenilor, oltenilor sau bucovinenilor? Eu nu cred că sunt mai puțin importante. Din potrivă, dacă ai fi într-adevăr un stat foarte deștept, așa cum a fost Italia, care stat național unitar este Italia și prin Constituție are nu doar una, două sau trei regiuni cu caracter special, ci are cinci regiuni cu caracter special. De ce? Pentru că au preluat specificitățile fiecăruia și le-au pus în contextul național. Au zis, hai să vedem, tu ce ai bun, tu ce ai bun, tu ce ai bun, tu ce ai bun că pe mine mă interesează de la tot să iau ceva bun și să fac o țară mai bună. Și atunci tu poți gândi așa, de ce să las eu Delta Dunării la mâna tuturor braconierilor ideologici, care cum ajunge la putere, puf, o plecat în Delta să se relaxeze cu niște icre negre și cu ciorbă de morun. Chit că nu-i voie să pescuiești morunul, pentru ei este voie. O poți mâna pe sute, pe mii de hectare din Delta. Ia fă -o tu regiune cu caracter special. Și lasă-i pe Lipovenia de acolo să se bucure de natura pe care le a dat Dumnezeu. Înțelegi? Dar nu poți să-i lași, pentru că nu-i așa. Unde mai merge nenea cu elicopterul ca să pescuiască? dă -le și celor din Hunedoara. Înțelegi? Regiune cu caracter special, pentru că în Delta ai avut guvernator. Aici, în Valea Jiului, încă din 1992 ai avut guvernator. Există guvernator de Valea Jiului. l-a opus. Înțelegi? Asta este o regiune care poate face minuni în turism. Ai făcut-o o, o regiune mizerabilă. I-ai adus pe toți din toată țara și ai băgați-vă, bă, mină, fără cultură, distrugeți tot, hai, țării cât mai mult cărbune. Și nu mai au ce să facă acum. Că le-ai dat. N-au fost oameni din bibliotecă, le-ai dat niște salarii compensatorii și au cumpărat și un apartament la care probabil nici curent nu mai au acum. Și după afă, regiunea asta cu caracter special, tată, secuimea, pentru că unde vine Prințul Charles mereu? Cine îți valorizează partea asta de țară mereu? Prințul Charles. Ce a primit nepotul Prințului Charles? Cadou. Ai văzut peste tot. O pajiște cu flori din Covazna. Măcar atâta respectele celor de pe aici, din secuime, faptul că ți-au dus ție țării întregi. Un cadou unui prinț mic. Și între noi fie vorba, înainte de publicitate, să nu cadă vreun bec în cap, eu sper că într-o zi, prințul ăsta va fi un prinț de principat transilvan.